Bună dimineața, bine m-a regăsit! Hai să vorbim despre USR. Nu despre partidul în sine, ci despre ce reprezintă usr -ul. Au intrat în Parlament cu 15%. Hai să zicem că există niște sondaje care merg tot pe acolo. Al era unul cu 7%, nu cred că era e în scolul real. Ieri a mai apărut un, un sondaj care dă cu 12%. O vedea. Dar să zicem că dacă mai ei pe cei care s-au despărțit au plecat din, din USR, mai ei pe tot felul de fracțiuni. De astea, undeva la 20%. De ce spun că usr este un reper trist? Nu este un reper trist pentru că există usr ci pentru că arată cât de puțin suntem pregătiți pentru reforme. Da? O cincime, adică 20% din populația votantă a acestei țări, își dorește într-adevăr reforme. Și mă uit la câteva elemente când a fost drulă ministrul transporturilor, a făcut ceea ce trebuia să facă un ministru al transporturilor de 30 de ani. Da? Adică să desfințeze, printre altele, și mafia de la metro. Ei bine, dacă nu s-a putut cu vorba bună, s-a putut cu ranga. Ok, lumea prima dată a stat și s-a mirat. Vai ce breaking news! Apoi, încet, încet a intrat în uitare. De ce? Nu ne mai interesează. Noi suntem obișnuiți cu breaking news care vin avalanșă pentru foarte mulți din, din țara asta, un breaking news despre o blondă care se mărite cu un fotbalist este mult mai important decât un breaking news în care mafia de la metrou este evacuată, ejectată. Bun. A doua chestiune. S-a pus problema reformei în justiție. Când Stelian Ion a spus fără numiri politice, de la cel mai înalt nivel al statului până la ăia mici care tremurau pe acolo că își posturile, au reacționat. Și Stelian Ion, da, Useristul, da, a fost ejectat copa. Iarăși, poporul nu a reacționat. Mă duc mai departe. Se vorbește despre uh, Ministerul Sănătății. Dacă ați observat, uh, aproape toți guvernanții, da, de la. Uh, plecarea USR-ului din guvern, din guvernul Câțu, când este vorba de sănătate, arată către USR. Păi hai să ne uităm un pic. usr a guvernat în sănătate 8 luni. PSD vreo 15 ani. PNL-ul vreo 7 ani. UDMR-ul și la vreo 5 ani. Este incredibil cum se întoarce dintr-o dată toată realitatea, Dacă o mănușă de aia care era foarte murdară, da? o întorci și zici, uite, este curată, ăia la să devină. Bun, Vlad Voiculescu are un destin destul de ciudat. Omul ăsta, efectiv, a cerșit medicamente pentru bolnavii de cancer, din Ungaria începând până prin Germania, Franța. A cerșit. Pur și simplu mergea la farmacie, la lanțurile de farmacie din Ungaria, de exemplu, era cea mai aproape, sau din Viena, și cercea medicamente pentru pacienții oncologici. La un moment dat, nici măcar nu i-au mai dat pe bani, pentru că au văzut ce dezastru este pentru pacienții oncologici aici. Bun? Bun. Același Vlad Voiculescu, în momentul când ajunge ministru, este dat de toți pereții. De ce? Și poporul ăsta răbdător a stat impasibil. Deci ce arată asta? Arată ceva urât, urât, urât. Și usr este acel reper, acel beculesc care se aprinde mereu atunci când e zona aia de pericol sau roșu la galbenul de la semafor, ce vrei tu. Bun? Arată cât de, cât de, vulnerabil este românul la fake-uri. Da? Adică în momentul în care ai spus o porcărie și ai lângă tine acel lanț de televiziuni, o să le spun în ghilimele, partenere, de fapt de partid, în momentul ăla poți fi distrus. Indiferent ce vrei să faci. În momentul în care, vii și te prezinți, fată mare, tu, curva comunistă, da? Asta este PSD-ul, lumea este dispusă să creadă. Și atunci mă întorc la acea. acel, acel titlu. De ce este reperuțist. Pentru că ne arată un ul cât de jos suntem, cât de puțini suntem cei care vrem, într-adevăr, reformă. Foarte puțini. Da? cât de puțin suntem cei care, într-adevăr, vrem despărțirea de comunism, de tranziție, de etc., etc., etc. Da? Și mai arată un lucru, usr -ul. Este foarte mică partea asta din popor care, într-adevăr, își dorește oameni educați. Pentru că, uite, eu am vorbit cu o grămadă de oameni, ca așa e când ești în televiziune. Și le ziceam, bă, dar ăștia au uh, carieră proprie, au chiar, chiar o școală pe bună, mare, mare majoritate, au școală pe bună și nu poți să le uh, rup diploma numai că ești din alt partid. Și îl recunoșteau și ei. Și la un moment dat l-am întrebat pe un, pe un tip, destul de vehement, bă, ce vrea să fie uh, fiul tău? Avea copilul în aceeași clasă uh, cu fiul, da? Și am zis, bă, da, așa stând la o cafea. Tu cum ai vrea să, să, fie fiul tău? Să meargă la o facultate, să o facă pe bune sau să o facă în cum a făcut ăla și ăla și ăla și ăla și ăla și ăla din USR? Sau ai vrea să fie într-un partid și să tot poarte uh, serviete, să stea acolo lingă, să lipească afișe și după asta ia o funcție? Și omul mi-a spus foarte clar, bă, că aș vrea să fac o facultate pe bune, mă, că viitorul copilului e în joc, adică vorbim despre viitor și nici nu aș vrea să rămână în România. Și atunci, și de ce nu accept că ăștia de la USR au totuși corpe pe bune. nu știu, sunt prea hățâți, prea prea, prea dintr-o dată. Adică, omul era un fel de. știi, era român, dar era un fel de demilist. Politica pașilor mii, să nu deranjăm nu știu ce, să, să fie totuși așa un pic, să fie reformă, dar să nu înceapă cu noi. Să fie reformă, dar eu să nu simt. Omul lucra la stat, într-adevăr. Lucra la stat și culmea intrat pe bune la stat, intrat car, funcționar de carieră. N-a avut nevoie de sprijinul vreunui politician sau vreunui partid ca să ajungă într-o funcție cât de cât. Nu era nici director, nu era, dar era acolo într-o, hai să zicem, eșaloanele trei din instituția. Adică un om care înțelegea cât de rău e să ai să vină unul pe pile. Pentru că el însuși îmi spusese înainte, mi se plânsese înainte la tot felul de întâlniri de astea, bă, iarăși o angajat ăștia, oaia, dracu, iar au mai venit unul, l-au pus pe el, ăla Asta nu știe nimic. Suntem acolo o grămadă și pur și simplu nu poți vorbi cu el că nu pricepe nimic. S-a închis în birou, îmi spunea despre, nu știu ce, director ajung de acolo, s-a închis în birou, o încercat să vină pe la noi să ne spună ce și cum, Ce când i-am zis, domnule, dar uite cum facem aici, că s-a închis în birou, că nu iau nicio decizie. Pentru că omul era incompetent total, dar numit de partid fiind, n-ai ce comenta. Și atunci când, când vorbești cu ei, cu oamenii ăștia, toți sunt parcă useriști când e vorba să zici, bă, da, vezi că asta face USR-ul. A, lasă soarele lor, lasă -i, că ia-s hățâți, îți necopți. De ce vorbesc despre USR? Nu vorbesc despre USR, deși i-am votat, da? Ca să fac reclamă USR-ului. Ci ca să vedem unde s hibele noastre. USR-ul poate să fie oricare alt partid. Da? Reformist, totuși, că acum la partidele noi nu o să pun aurul. Aurul este un partid, probabil, nou, făcut de vechi securiști. Deci tot rădăcinile sunt destul de mâncate de vreme și de vieri. Ok? Dar aici deja mă gândesc dacă într-adevăr oamenii din România, votanții din România își doresc un partid nou, își doresc într-adevăr oameni școliți, își doresc într-adevăr reformă. Pentru că dacă nu își doresc toate chestiile astea, succesul PSD-ului este asigurat pentru decenii. De ce? Reforma este dureroasă într-o primă fază. Reforma e o chestie destul de, de, de inconfortabilă, mai ales când începe cu reforma statului. Și dacă observați, o să vedeți în zilele următoare la televizor, nimic din ceea ce uh, Ciolacu a prezentat la, la Bruxelles nu se referă la stat, se referă doar la privați, la mediul privat. Nici măcar nu s-a discutat despre pensiile speciale. Nici măcar asta a recunoscut-o chiar, chiar Ciolacu. E bine, eu mă și gândesc, eu dacă mi-ar fi un câtodată câteodată mă gândesc sau un loc, un partid nou cu oameni școliți, ca să nu mai vorbesc despre un SR, bă, aproape că vine să ies din Parlament. Bă, rămâneți în cloaca voastră. Noi avem ce mânca, noi avem ce bea, avem școli pe bune, putem lucra marea majoritate în orice colț al lumii. Rămâneți voi în colțișorul ăsta de Românie cu dizabilități imense da, pentru secolul 21 și să vedem cum vă mâncați între voi. Pentru că la un moment dat ajungi la disperarea în care nu înțelegi de ce nu înțelegi. Mai zis că vrei om, un om școlit. Da, ăsta este om școlit. Nu. Da. mai zis că vrei reformă. Da, domnule, să fim și noi ca Ok, astea sunt măsurile de reformă. Nu. Tu deci, la ce mama dracului mai existi. Îți vine, îți vine, unul de la PNL, hai să zicem, că țin și că sunt de dreapta. Și vorbești ăluia despre reformă, despre reforma statului, reforma administrativă. Cu tot, tot, tot este de acord. Să nu mai numească politici. Da, domnule, sunt de acord. De ce l-ați dat afară peste Rea Ion când a zis, gata, fără numiri politice? În momentul ăla, zice, nu. Da? A spus foarte clar că nu mai vreți mafie pe nu știu ce companii de stat. Ok, drulă ce a făcut? Nu, n-a făcut bine. Adică, tot timpul punem nu ăsta, ăștia de la, de la partidele foarte mari, pun nu ăsta și aici iarăși vorbesc. Nu este vorba de un USR, așa cum o știu, partidul ăsta. Nu. Este vorba despre ceea ce reprezintă. USR-ul, adică oglinda, oglinda noastră. Că în momentul în care îți apare un partid reformist, că e USR, că e PSR, că e DSR, că e CSR, ce vrei tu să, cum vrei tu să-i pui dacă nu vrei usr da? și noi refuzăm toate reformele propuse de acolo în timp ce cerem de decenii reforme, asta este oglinda noastră, băieți. Nu este, emisiunea asta nu este despre USR. Nu este despre nici măcar despre reformă. Este despre cum uh, cuantificăm noi, cum evaluăm noi propria necapacitate da? de a înțelege reformele. Noi vrem reforme, dar nu aici. Să se schimbe prin lucrurile esențiale, dar de fapt să nu se schimbe nimic. Pentru că am trecut deja de faza caragiale stați liniștiți, deja suntem într-o fază acută, o fază, uh, i-aș spune, de metastază. Nu știu de care. Civilă, civică, identitară. Pur și simplu, România, încet, încet, arată că nu mai poate fi guvernată. Singurul nostru noroc, știi care, știi care e, că mai există Bruxelles. -ul. Și aceștia încă mai merg acolo pentru că le trebuie bani. Le trebuie acele uh, câteva zeci de miliarde de euro. În rest, dacă n-ar fi Bruxelles, am fi un Belarus de toată frumusețea. Mă rog. Frumusețea plecării din țară. Despre asta vreau să vorbesc. O zi minunată. O domingo é fino. Não, que pode ser em Romênia.